Dragostea are nenumărate moduri de a se exprima, iar căile ei sunt întotdeauna misterioase. Mi s-a făcut rău lui Sebastian, pe bune sau nu? Da, când și-a revenit, ce frumos și-a revenit. Roberto a vrut să vină la tine acum. Uite, mi se vede cum mi se zbate inima prin tricou. Dar tu știi că poate și de la căldură, că și eu fac la fel. De la căldură, frate, simt că mă sufoc. Și de la căldură, și stres, și tot. Nu-mi place situația absolut deloc. Știu că probabil sunt văzută, nu știu cum. Dar pentru mine nu a fost atât de ușor, pentru că a fost o situație mai complicată pentru mine. Mi s-au adunat multe și... Roberta, dar realizez că iar, din nou, dacă o să treci peste chestia asta, din nou faci la fel ca înainte, reacționezi la nervi și la afectezi. Acum, bine, a fost destul de detașat ieri, dar să zicem că ar fi avut aceeași reacție. Mi-aș fi dorit să văd mai mult de la el, dar dacă și el renunță, nu am ce să fac. Mie nu-mi dă încredere absolut deloc. Caracterul tău impulsiv îi face rău oarecum. Dar și el a fost impulsiv. Exact, dar el niciodată n-a luat decizii în privința ta atât de radicale, cu toată impulsivitatea lui. Știu. Pentru că Roberta nu m-a întrebat. Poate că o să mă întrebați voi. Da. Poate că nu. Ce face Sebastian? Am chemat salvarea. A fost consultat. Și ni s-a spus că corpul lui este în parametri normali și că nu necesită deplasarea până la spital. Doar că Sebastian a insistat să meargă la spital pentru că a zis că el nu se simte bine. Zic că eu l-am adus în situația asta și nu vreau să-l văd așa, să se consume, că... Na. Și data trecută la fel s-a simțit rău când i-ai spus de pauză. Deci, practic, tu uneori parcă zici că vrei să-l lovești fix acolo unde știi că îl doare. Nu cred. Acum am ajuns. Ca să vezi ce face doamne. M-am simțit în plus, simțeam că nu am ce să fac aici, fără tine. Plus că după ce o privește, o pupă. Mi se pare super. Acum eu te întreb, îmi dai voie să fiu Toma Necredincios? Da. Dacă Sebastian căruia i s-a făcut rău și data trecută atunci când Roberta a pus problema unei pauze... Pentru că îl doare și pentru că somatizează și corpul reacționează la durerile sufletești. Bun, dacă când și-a tatuat pe picior, da. Barta-i Domnul poem... Domnul Dufoc mi-a spus treaba asta. Dacă pui la îndoială cuvintele domnului Dufoc... Niciodată. Dacă mai țineți minte, la un moment dat Roberta i-a scris lui Sebastian o poezie pe care el și-a tatuat-o, ca de altminte cam jumătate de univers... pe trup. Și noi am plâns atunci, am plâns. După care lui i s-a tot face rău, așa, e plăpând. Nu e plăpând. Nu? Dar cum e? Nu. Este un bărbat căruia este extrem de greu să își recunoască stările, emoțiile și sentimentele, pentru că vrea să fie bărbat. A, și bărbații nu își recunosc stările și sentimentele. Nu toți, Teo. La câți bărbați am văzut eu plângând și nu din cauza mea, crede-mă, ci din cauza altora. Crede-mă, sunt și bărbați care nu pot să facă asta, pentru că așa au fost învățați de acasă. Ești bărbat, tu nu plângi, tu nu spui, tu nu aia. Mă rog, lăsând asta la o parte, am pus și eu, la îndoială... Un pic n-ai cum, unul la miliard. Relația lor, ca să zic așa, pentru că se împacă și se despacă și se împacă și se despacă precum mașina de cusut. Da, ce mi se pare mie important și lecție de învățat de aici și pentru noi și pentru cei care ne privesc, dacă e cazul. Dacă e cazul, să ce? Să înveți această lecție, că poate o știu deja sau poate n-au nevoie de ea, nu știu. Orgoliu. Și eu am de învățat la treaba asta vis-a-vis de relațiile de cuplu. La fel se întâmplă. Când mă supăr sau când mă deranjează ceva sau nu-mi convine ceva sau ceva, una, două, las orgoliu să preia stăpânire și nu mai vorbesc sau, știi? Dar toată lumea face asta. Nu poate, nu e sănătos. Nu poate cineva să te calce pe cap și tu după aia să zâmbești ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu zâmbești, dar măcar te duci și discuți despre asta.
te duci și descurci. Mi-ai spus calm, că te desparți cu de mine? Mi-ai spus sau nu? Ce să fac? Să trag de tine? Păi da, ți-am spus că mă despar de tine pentru că eram într-o stare de neîncredere, având în vedere faptul că tu ieșai în club, vorbeai cu alte fete sau alte fete vorbeau cu tine. Eu eram geloasă, nu știam cum să fac fața domnule acestei gelozii. Domnule profesor Duvac, am senzația că deși nu sunteți de față, ați învățat-o mult prea multe. Foarte multe, foarte fericită și recunoscătoare sunt. Și apropo, domnule Duvac, să știți că de acum înainte, oricând mai am câte o străfulgerare a minții nedormite și neîmpăiate, ca să zic așa, o să vă pomenesc pe dumneavoastră, pentru că pare se că aici am câștig de cauză. Adică dacă eu zic ceva din străfundurile emoțiilor zice mele... Zice că a zis domn profesor, știi? Exact, te o pune la îndoială. Și eu atunci zic, așa a zis domn profesor? Înțelegi? Pac, dar poate vă și sun de multe ori ca să facem și dezbatere. Păi da, adică dacă tu nu... Achiesezi. Vezi, da, nu achiesezi ideii mele, opiniei, părerii, poți să-l sun pe domnul Duvac. Alo, domnule Duvac, ia uitați speța, ce părere aveți? Îl punem pe speaker, bam, și domnul Duvac zice, așa, ești. Nu spărăcioasă. Eu nu l-am pe Valentin Pescaru, adică eu, dacă el au, adică să ne batem în psiholog. Facem confruntarea titanilor. Și stai un pic. Psihologii. Da, între ei. Și fiecare vine cu armata lui. Dacă vin cu armata mea de psihologi, Teo, și tu ai armata ta. Da, și eu am, într-adevăr. Deci, facem. Să ne scrieți voi dacă vreți să facem. Cred că ar fi foarte interesant. Hai mai bine să râdem și să glumim și un cântec vesel să cântăm. Dar râdem și glumim, dar mie mi se pare mega interesant. Cu toate că știi tu, oamenii care sunt în același domeniu și care sunt au studiat aceleași părți, clar, ce sunt să de vezi? Acord unii cu alții. Deci 0740 988088 dacă vreți să facem reuniunea psihologilor la Follow Us. Da,